Inspectoratul Școlar Județean Bacău a definitivat înscrierile pentru candidații care vor să susțină examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie. În legătură cu bacalaureatul de toamnă, sesiunea august-septembrie, vă pot spune că este pe ultima sută de metri. De fapt, înscrierile pentru bacalaureat au început în perioada 11-15 iulie, iar pe data de 12 august s-au înscris la bacalaureat elevii care au avut corigențe la clasa 12. În bacalaureatul de toamnă sunt înscriși 3220 de elevi, la care se adaugă elevii care au promovat corigențele în luna august. Sunt candidați care au de dat examenul integral, inclusiv pe cele trei probe orale, dar și cei care au de susținut doar o probă sau maximum două scrise sau orale. S-au stabilit în paralel și centrele de examen unde se va susține această sesiune de bacalaureat. Astfel, probele de evaluare a competențelor vor fi organizate la Colegiul Henri Coandă și Colegiul Tehnic de Comunicații NV Carpen, ambele din Bacău, și la Colegiul Tehnic Petru Poni, Onești. Pentru probele scrise s-au organizat centre de examen în Bacău la Colegiul Henri Coandă, Colegiul Anghel Salini, Colegiul Dumitru Mangeron, Colegiul Economic Ion Ghiga și Colegiul Tehnic de Comunicații NV Carpen. În Onești, la Colegiul Tehnic Petru Poni și Colegiul Național Dimitrie Cantemir, iar în Comănești, la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica. Circa 350 de elevi vor susține competențele orale la limba și literatura română, 359 competențele orale la o limbă de circulație internațională și alți 352 la competențele digitale. Pe partea scrisă la limba și literatura română s-au înscris peste 1600 de candidați, la matematică și istorie, adică a doua probă scrisă obligatorie a profilului, sunt 2413 candidați, iar la ultima probă la alegere sunt 1773 de elevi care vor susține bacul la materii precum biologie, fizică, economie, chimie, filozofie, geografie, informatică, logică și argumentare, psihologie și sociologie. Bacul de toamnă începe pe 22 august, când sunt organizate probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română și cea maternă, unde este cazul. Între 23 și 24 august vor fi probele orale la o limbă de circulație internațională, iar între 25 și 26 august evaluarea competențelor digitale. Probele scrise începe pe 29 august la limba și literatura română, pe 30 august va fi proba scrisă la limba și literatura maternă, pe 31 august proba obligatorie a profilului, iar pe 2 septembrie proba la alegerea profilului și specializării. Pe 4 septembrie vor fi afișate primele rezultate și tot atunci se depun contestațiile, iar după rezolvarea lor, pe 7 septembrie se vor cunoaște rezultatele finale. În sesiunea din vară, promovabilitatea la bacalaureat pe județ a fost de 46,9%.